Salutare! Toată lumea are parte în viață de o primă întâlnire. Poate unii dintre voi au avut o primă întâlnire amuzantă, iar alții nu așa de amuzantă. Așa că astăzi o să vă povestim prima noastră întâlnire, adică a mea și a Diei. Pentru cei ce nu știu, noi ne cunoaștem de 5 ani și locuim de 2 ani împreună. Cu bune și cu rele, suntem unul lângă altul mereu. Așa că haideți să vedeți cum am făcut planul de cucerire pentru ea și, bineînțeles, ea cu planul ei. Hei, Dia, ce spui să ne vedem mâine? Ah, ok. Unde vrei să ne vedem? Super! Ce spui să ne vedem la restaurant? Bine, ne vedem mâine. Așa că am continuat să mai vorbim noi până destul de târziu, iar în următoarea zi deja mă pregăteam mai ceva decât la un eveniment pe covorul roșu. Am mâncat de-a pastă de dinți până îmi străluceau dinții de orbeam. După ce m-am aranjat frumos într-un final, a venit marele moment să plec. Noi stabiliserăm să ne vedem la un restaurant și cum eu nu prea cunoșteam Bucureștiul, mă urc în autobuz și mai întreb eu lumea pe acolo pe unde să o iau. În timpul acesta, noi ne mai scriam mesaje ca să fim siguri că ne vedem, să nu mă rătăcesc eu. Iar după vreo 20 de minute de mers cu autobuzul, cobor eu la o benzinărie și, sincer să vă spun, habar n-aveam unde eram. Deci, practic, m-am rătăcit. A trebuit să mă învârt pe acolo încă vreo 15 minute până să-mi dau seama unde sunt. Între timp, eu mă pregăteam să plec pentru că eram destul de aproape de restaurantul unde trebuia să ne vedem. Mă sună Flo și îmi spune că în maxim 15 minute el ajunge. Eu făceam doar 5 minute până acolo. Mă uit repede prin dulap să mă îmbrac cu ceva mai elegant, dar nu-mi convenea nimic, așa că rămâne exact cu ce eram îmbrăcat deja. Dacă mă place, mă place așa cum sunt. Plec și eu într-un final și încercam să mai văd pe unde e ca să nu întârzi, pentru că eu încerc să fiu întotdeauna la timp, iar ce urăsc destul de mult este ca cineva să întârzie. După aceea ajung la restaurant, îi scriu că am sosit și mă uit prin împrejur, dar nu-l vedeam. Am zis prima oară că poate mi-a dat țeapă sau a întârziat, așa că sunt nervoasă. Pe unde ești? Că ai zis că ai ajuns! De 10 minute te aștept! Păi sunt aici de mult timp. Te așteptam. Unde ești? Flo, cum adică ești aici dacă nu te văd? Tu sigur ești în restaurantul bun? Ai de viața mea! Eu cred că am greșit locația. M-am dus în celălalt capăt al Bucureștiului. Hai mă, Flo, de ce ai telefonul ăla în față? Ok, hai să căutăm un parc care e între noi și să ne vedem acolo. Asta am și făcut. Ne-am îndreptat în cel mai apropiat parc ca să nu mai dureze iarăși o oră până ajung eu la Dia și să nu mă mai rătăcesc, că am făcut un obicei din asta. Și uite, așa a venit marele moment să avem prima noastră întâlnire ca și cuplu. Iar eu la ce bătut eram în cap, nici măcar o floare nu îi luasem. Ca sfat, băieți, luați întotdeauna o floare la fată dacă vă duceți la întâlnire. Nu faceți ca mine. După ce am stat și am vorbit, că de cunoscut ne cunoșteam destul de bine, ne-am decis să mergem să mâncăm pentru că i-auzeam stomacul lui Flo cum cere de mâncare de nu auzisem în viața mea. Pornim noi la drum, mai râdem și mai glumim și ajungem la un restaurant, care din păcate era full și nu mai aveam loc nicăieri să mai stăm jos. Și plecăm de acolo. Iar între timp se făcuseră și seara, afară la cât ne-am învârtit prin București. Flo deja nu mai putea și tot drumul se plângea că e foame. Dar spre norocul lui am găsit un restaurant. Bună seara, cu ce vă pot servi? Eu aș dori o salată cu piept de pui și sos de usturoi. Mult sos de usturoi. În gândul meu era ceva de genul, ai de viața mea. Ia mănâncă usturoi și să vezi aici ce respirație proaspătă îmi dă apoi. Și aș dori și un suc. Și două porții de usturoi, pentru că am văzut că sunt cam mici. Am notat, dumneavoastră ce doriți? Eu aș vrea doar o pizza și un suc. Fără usturoi, vă rog. Am înțeles, revin cât mai repede. Ca să vă spun sincer, și în ziua de astăzi, Dia mănâncă sos de usturoi cum n-am văzut în viața mea. Închipuiți-vă că un tub de usturoi îl termină în maxim 2 zile. Și nu vă mint. Mai stăm noi la vorbărie și într-un final ne hotărâm să plecăm. Plătesc eu nota ca un adevărat gentleman și Dia s-a oferit și ea să plătească, dar nu am lăsat-o. Însă în gândul meu era, ce bine ar fi că după aia nu mai am bani de pâine acasă. Plătesc eu nota și plecăm. Chelnerul era în spatele nostru și probabil ne înjura că nu i-am lăsat bacșiș. În timp ce mergeam pe stradă, realizam că încă era destul de devreme, undeva la ora 9 seara, și vrem să ne ducem la un film la cinema.
În timp ce așteptam o mașină să ne ia, în fața noastră oprește un autobuz de curse speciale și se dau jos vreo 4 chinezoi, în continuu făceau poze și ne-am dat seama că erau turiști. Așa că îi vedem pe toți că se apropiau de noi, presupun că aveau nevoie de ceva informații. Cinciong, 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 hajong, bing. Ce cinciong, cinciong? Nu înțeleg ce spui. Cinciong, 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 cinciong. Nu înțelegeam nimic din ce zice. Așa că intră el într-un local, iar după câteva minute se întoarce autobuzul care i-a lăsat. Și uite că apare și chinezoiul, cum îl vedem ieșind în alergare din local și urlând după autobuz. Doar că ăla deja plecase. Noi bineînțeles că râdeam acolo. Știu că nu e frumos să râdem de necazul omului, dar credeți-ne că era extrem de amuzant cum urla pe acolo mai ceva decât în filmele cu Jackie Chan. Dar spre norocul lui, văzusem că îl prinsese autobuzul. Așa că ne vine și nouă mașina, ne urcăm în ea și ne îndreptăm spre cinema. Flo tot insista să vedem un film de groază, dar eu mă gândisem că vedem și noi un film romantic, dar nicio șansă, groază voia. Bună seara, două bilete pentru filmul acela nou romantic care a apărut. Vrem la un film de groază, nu la romantic, nu vreau să plâng. Deci ce alegeți, romantic sau groază? Groază! Romantic! Ok, okay, romantic! Vă rog, hotărâți-vă odată că stă lumea la coadă. Ok, în cele din urmă Flo mi-a făcut pe plac și am ales filmul romantic. Am mers să ne luăm ceva de mâncare, ceva mai mult, că aveam nevoie de provizii. Și apoi ne-am îndreptat ușurel spre sala de cinema. Așa că ne-am așezat pe locurile noastre, filmul deja începuse și am stat cât mai liniștit posibil. Însă pe mine deja mă luase somnul. Auzi, Flo, nu știu cum ți se pare ție, dar actrița asta nu joacă atât de bine. Taci odată și uite-te la film că deranjezi lumea. Eu mă uit la film, dar nu ți se pare cam plictisitor? Păi tu l-ai ales pe ăsta, acum taci și uite-te. Am tăcut și m-am pus să mă uit liniștită la film. Și dintr-o dată auzi sfărăituri lângă mine. Clar, Flo era în lumea viselor deja. M-am ridicat ușor și m-am dus până la baie, fără să știu că cineva se va trezi. Mă trezesc eu dintr-o dată și văd că Dianu e lângă mine. Hopa, așa că o sun, de vreo 5 ori am sunat-o și nu a răspuns absolut deloc. Și mă duc eu să o mai caut pe aici, că poate s-a dus, nu știu, să cumpere mâncare pe la fast food-ul acela. Dar nicăieri nu o găseam. Așa că până la urmă am plecat, nu mai așteptam când băiatul, că mă gândisem că mi-a dat țeapă și s-a plictisit de mine. Ies eu liniștită din baie și vă jur că nu am stat mult și mă duc spre sala de cinema și văd că Flo nu e acolo. Mă uit la telefon, văd 5 apeluri ratate, iar apoi îl sun imediat să văd ce s-a întâmplat și de ce a plecat. Alo, ce faci, Flo, unde ai plecat? Am adormit și eu puțin și tu gata, ai plecat de lângă mine, am crezut că m-ai părăsit. Ei, de parcă nu te-aș cunoaște, n-are lumea voie nici până la baie să meargă? Așa că vine Dea spre mine și am mai stat de vorbă să vedem ce facem, dacă filmul tot nu l-am văzut. Deci ce facem? Mergem acasă? Sigur nu vrei să ne mai plimbăm puțin? Poate adorm pe stradă și după aia trebuie să mă car până acasă. Lasă-o baltă, Flo, nu m-am angajat ca bona ta. Ok, am înțeles. Dar fii atentă că ți-a căzut ceva pe jos. Flo, ești ok? Ai pățit ceva? Ești somnambul și nu-mi dau eu seama? Așa că mă gândesc să râd puțin de Dia, ca și când aș cere o căsătorie. Dar până la urmă a ajuns ea să râdă de mine, pentru că arătam absolut ridicol. După ce Flo își etalează toate talentele de cuceritor, ne hotărâm să mergem spre casă. Și până la urmă a făcut și el un gest de prima întâlnire. M-a condus până în fața blocului, vă vine să credeți? Dar na, noi deja eram obișnuiți unul cu celălalt, fiind prieteni de atâta timp. Parcă chestiile astea siropoase nu se mai potriveau cu noi. După ce seara s-a încheiat, amândoi am ajuns fericiți acasă și până dimineață am stat numai cu telefon la ureche ca să vorbim unul cu celălalt. Oricum, ne-am simțit foarte bine, cam acestea au fost peripețiile din prima noastră întâlnire, dar credeți-ne că au fost mult mai multe și cel mai probabil o să vă povestim în episoadele ce vor urma. Așa că scrieți-ne în comentarii dacă mai doriți. Nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, le aveți în descriere ca să fiți la curent cu tot ceea ce vom posta și dacă sunteți destul de mari și ați trecut prin prima voastră întâlnire, scrieți într-un comentariu peripețiile și povestea voastră de la întâlnire. Suntem tare curioși să vedem dacă a fost mai rău decât la noi. Încă un mic anunț, vă reamintim că la 50.000 de abonați va apărea primul episod din serial. Așa că fiți pe fază!
Nu uita că primești o pungă de popcorn dacă dai like și o pizza dacă dai un comentariu. Acestea fiind spuse, ne vedem în povestea următoare. Salutare!